procesul Republicii Moldova în cadrul parteneriatului? Din punctul nostru de vedere, sigur că acum este o perioadă foarte dificilă în Moldova, având în vedere că nu există încă un guvern. Cu toate acestea, guvernul care se ocupă, taking care government, cum se spune, își face datoria. Eu consider că lucrul cel mai important este să se ajungă la crearea unei majorități care să fie o majoritate pro-europeană și care să continue eforturile pe care Moldova le-a făcut în ultimii ani prin reformele care au fost realizate, și considerăm și sperăm foarte mult că această legătură cu Uniunea Europeană să rămână una din temele prioritare. Nu numai la nivelul Uniunii Europene, dar la nivel bilateral. România, așa cum știți, are un parteneriat, o comisie specială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Vom continua să oferim asistența noastră din punct de vedere al obiectivului final, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. 10 ani de parteneriat vestic, ce mesaj transmite Uniunea Europeană celor 6 parteneri? Mesajul foarte clar al Uniunii Europene este de a respecta și de a încuraja țările din parteneriatul estic să continue procesul de reforme care să le aducă cât mai aproape de valorile Uniunii Europene. În același timp, mesajul nostru va fi foarte clar de asemenea că fiecare țară va trebui să fie judecată după rezultatele pe care le obține și în funcție și de ceea ce își doresc în relația cu Republica Moldova. Deci, din punctul nostru de vedere, există o deschidere foarte mare și nu înseamnă că toată lumea trebuie să meargă în același pas. Fiecare are propriile viziuni și eforturi pe care le face. Lucrul cel mai important este că, indiferent de cum vor evolua lucrurile, acești 10 ani de parteneriat estic au oferit posibilități care se reflectă în viața cetățenilor de zi cu zi din țările respective. Nu e vorba numai de relația la nivelul statelor, e vorba de un suport, de un sprijin foarte clar din partea Uniunii Europene pentru creșterea bunăstării și dezvoltarea societăților și, în primul rând, a beneficiilor pe care cetățenii din aceste țări le au de pe urma politicii parteneriatului estic. Mersi foarte mult!